Bună ziua, domnilor și domnilor! Bun găsit la legal 100%! Începem o nouă ediție a acestei emisiuni și, după cum v-am obișnuit deja, ori de câte ori apare câte o noutate, încercăm să vi-o prezentăm. Vorbim astăzi despre o directivă europeană care nu este tocmai nouă, dar implementarea ei este destul de recentă. Discutăm despre faptul că în anul 2019 Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat directiva numărul 1023 privind cadrele de restructurare preventivă, insolvență privind a doua șansă și de remitere a datoriei. Despre ce este vorba mai exact, am reținut partea cu a doua șansă, pare a fi o a doua șansă acordată societăților comerciale. Până acum știam de posibilitatea restructurării într-un anumit fel, da? prin procedura insolvenței, dar iată, probabil era nevoie de un ajutor în plus. Suntem curioși să aflăm astăzi câtă lume știe deja de această posibilitate, dacă societățile comerciale apelează totuși la această parte de consultanță și pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări. L-am invitat alături de noi pe domnul avocat Ovidiu Sterian. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, bine v-am găsit. Am încercat să fac un scurt rezumat a ceea ce discutăm astăzi, pentru că de multe ori terminologia este greoaie, de multe ori discutăm despre, nu știu, articole legislative, acte normative și așa mai departe, greu de deslușit doar la o primă citire, o primă lecturare. Și astăzi. Aparent, subiectul este unul greu pentru că vorbim de o directivă europeană. O putem analiza mai în detaliu, dar aș vrea ca cei care ne urmăresc să înțeleagă la ce este utilă până la urmă. Și atunci, traduceți-ne în primul rând numele acestei directive, pentru că e destul de, de lung, și spuneți-ne care a fost, de fapt, scopul acestei directive. Da, pe scurt, este vorba despre directiva despre restructurare și insolvență. Iar scopul ei cred că rezultă cumva și din, din denumirea acesteia, respectiv să se dea o a doua șansă întreprinzătorilor onești, dar care îs în, într-o dificultate prin încercarea unei restructurări timpurii. A fost această directivă deja implementată? Adică, sigur, ne-am obișnuit cumva... Cu acest timp de la adoptarea unei legi până la implementarea ei, un timp destul de lung de cele mai multe ori, cu posibilitatea descoperirii unor noi probleme, când vine vorba de implementarea efectivă, spuneți-ne în ce stadiu este această lege. Da, a fost implementată și în România, a fost implementată prin legea 216 din 2022 privind modificarea și completarea legii insolvenței, despre care știm cu toții, și a intrat în vigoare în 17 iulie 2022. Inițial ar fi trebuit să fie implementată la nivelul Uniunii încă de anul trecut. Termenul de implementare era 17 iulie 2021. însă era o posibilitate pentru țările care apreciau că este dificil de implementat să solicite o prelungire a termenului și majoritatea țărilor, printre care și România, au uzat de această prelungire și astfel doar anul acesta a fost implementată. Domnule avocat, haideți să luăm cumva pas cu pas și să Înțelegem în concret de ce a fost nevoie de o astfel de lege. Pentru că, până acum, spuneați de legea uh, care, sigur, dezvoltă subiectul procedurii insolvenței. Insolvența, știm foarte bine, merge pe două căi sau ajunge în fața a două căi, da? uh, posibilitatea reorganizării judiciare sau falimentul nedorit în fond de nimeni. Această reorganizare judiciară pare a fi. Tot o posibilitate acordată societății de a se redresa, de a re se restructura, dacă e să folosim același termen. Și atunci, de ce ar fi fost nevoie de o etapă prealabilă acestei etape? Da, necesitatea a rezultat din faptul că actuala legislație, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul. Național, în ceea ce privește România, s-a dovedit a fi eficientă în ceea ce privește această, acest deziderat de a se încerca reorganizarea debitorilor onești, dar aflați în dificultate. Marea majoritate a planurilor de reorganizare până la acest moment au eșuat. Și atunci s-a constatat că este nevoie de o altă procedură în care cumva, din timp, Societatea să apeleze la instrumentele astea judiciare pentru a evita a, intrarea în capacitate de plată? Bun. Din timp, în ce moment constată societatea și să ne spune și prin intermediul cui din societate, din cadrul societății, poate să constate că se află într-o. Să spunem, într-un impas, într-o situație în care ar fi nevoie să apeleze la uh, niște profesioniști care să o readucă pe linia de plutire, să nu se ajungă în faza de insolvență, da? că, practic, acesta este scopul suprem. Exact. Tocmai asta aduce nou directivă, și anume acest principiu de avertizare timpurie. Și avertizarea timpurie uh, s-a implementat în România prin două instrumente. Principalul instrument vizează uh, ANAF-ul, în sensul că la momentul la care o societate nu reușește să-și achite impozitele și taxele uh, la scadență, el, acea societate este avertizată de către ANAF. Cu privire la acest lucru, prin, prin intermediul acelor notificări în format electronic, pentru că tot s-a uh, digitalizat ANAF-ul. Paranteză, până acum anaf nu făcea treaba asta? Nu, el te avertiza doar că urmează să intri în uh, executare silită, dar aici cumva se încearcă. Cu... Asta este principalul. Uh, principal Cale prin care vezi că intri în dificultate, că nu apuci să-ți plătești toate creanțele. Și, având în vedere că avem deja acea structură a ANAF-ului, este vorba de creanțe bugetare foarte importante pentru mediul de afaceri, pentru că, odată ce nu-ți plătești acele creanțe bugetare, riscul să intri în executare silită este iminent. Și atunci s-a gândit că, întâi, ar trebui avertizat contribuabilul și să îi se pună la, la dispoziție să fie informat cu privire la aceste posibilități de redresare. ANAF-ul, prima cale. ANAFU, prima cale. A doua cale este uh, pagina de internet a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Uh, tot prin acest mecanism de avertizare timpurie s-a gândit să se ofere această posibilitate de a lua uh, la cunoștință despre informații cu privire la redresare pe cale gratuită, o formă de consultare gratuită, la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, atât prin accesarea paginii de internet, cât și printr-o linie telefonică care va fi pusă la dispoziție tot de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Doar că această procedură efectivă urmează să fie implementată printr-un ordin de ministru, care încă nu a apărut. Eu iarăși gândesc cumva etapizat anunță ANAF-ul că firma este în imposibilitatea de a și achita datoriile către ANAF și atunci un semn de uh, întrebare legat de posibilitatea continuării activității firmei. Uh, administratorul firmei este cel în măsură, bănuiesc, să fie în de către ANAF, da, de uh, situație și să ia anumite decizii în continuare. Faptul că ANAF-ul te-a încunoștințat despre această problemă, te obligă la ceva pe tine ca administrator mai departe, sau e pur și simplu o chestiune de prudență, e o chestiune de decizie personală dacă mai departe te îndrepți către aceste proceduri și încerci uh, să pornești această restructurare, sau, uh, sigur, sunt uh, tot felul de alte posibilități, poate în mintea administratorului, de a mai trage puțin de timp. Din punct de vedere legal, nu există o obligație de a adera la aceste sau de a accesa de a aceste uh, proceduri de redresare de preinsolvență. Însă, tocmai. Cred că pentru a uh, schimba mentalitatea lumii și a populației cu privire la insolvență, ar trebui să se uh, acceseze aceste proceduri. Pentru că știm cu toții, insolvența, la rândul ei, aduce un stigmat negativ uh, în ceea ce privește optica lumii, pentru că marea majoritate a antreprenorilor care au avut de-a face cu insolvență au constatat că un client de-a lor a intrat în insolvență și nu și-au mai putut recupera uh, creanțele. Ori dacă o societate, de la primele semne, de la primele momente în care este încunoștințată cu privire la faptul că are probleme, accesează aceste proceduri de redresare, atunci eu cred că se pot schimba și mentalitățile, pentru că se dă dovadă că s-a încercat orice variantă pentru a se evita incapacitatea de plată. Deci dumneavoastră ne spuneți că cumva se lucrează și la aspectul mentalității stigmatizării legat de partea de intrare a societății în stare de insolvență. Automat în momentul în care o societate intră în insolvență, cumva principalii clienți care contribuiau la veniturile societății respective devin mai pragmatici sau viitor clienți. Dar dacă vorbim de aceste proceduri, acestea sunt confidențiale, adică practic un client important al societății respective, un creditor mare, nu uh, are, să zicem, nicio pârghie să afle, de exemplu, că societatea totuși un pic scârție și că e, a apelat deja la aceste proceduri. Cu privire la confidențialitate, aceasta a fost uh, inițial uh, varianta pe care s-a mers în fostul uh, mandat ad hoc, și s-a dovedit că este total ineficient, și atunci s-a renunțat la această confidențialitate și s-a mers mai mult pe transparentizarea uh, procedurii tocmai pentru că s-a ajuns la concluzia că or, dacă sunt confidențiale, nu s-au dovedit a fi deloc eficiente, tocmai că încerca marea majoritate a lumii să ascundă problemele. Ori ideea este nu de a ascunde problemele, ci de a le prezenta pentru a găsi în comun cu toți creditorii cea mai, multă, cea mai bună variantă pentru a se redresa societatea. Care este dezideratul tuturor, pentru că dacă se redresează societatea și creditorii își încasează marea majoritate a, a sumelor, se mențin locuri de muncă care, la rândul lor, creează noi locuri de muncă. Suntem într-o perioadă grea, foarte grea. O perioadă în care am putea spune că, poate statistic, peste 50% din societățile comerciale traversează probleme de astfel de blocaje. Cât din aceste firme cunosc această posibilitate și cât din ele chiar apelează la ea? Da, într-adevăr, chiar în studiul de impact care a însoțit directiva s-a constatat faptul că jumătate din întreprinderile la nivel european nu supraviețuiesc mai mult de 5 ani și mai mult de 200.000 de societăți anual ies, din, ies de pe piață. Uh, tocmai de aceea s-a ajuns la varianta în care se încearcă redresarea timpurie a, a acestor uh, societăți și informarea cu privire la aceste posibilități se încearcă să se facă tot de către stat, așa cum am arătat prin acel mecanism de avertizare timpurie, prin publicarea informațiilor pe internet, pe site-ul Ministerului uh, Antreprenoriatului și Turismului și prin acele notificări care le primești de la ANAF. Primești exact notificări cu privire la procedura care poate fi. Urmată, urmând ca ulterior, sigur, dacă ești de bună credință, să apelezi la specialiști și să ajungi să implementezi o astfel de procedură. Să apelezi la specialiști în mod gratuit. Pe de o parte da, pe de altă parte nu. Primele informații uh, despre proceduri, da, le primești, uh, le primești gratuit, așa cum am arătat, uh, pe acea pagină de internet. Însă ulterior, ca să ajungi efectiv să implementezi o procedură de preinsolvență, va trebui tot să apelezi la un practician în insolvență care sigur percepe un onorariu. Însă, este un onorariu mic față de riscul la care te expui. Deci, practic, aceste forme de consultanță sunt oferite tot de către practicienii în insolvență. Deci, nu există un personal separat, gândit acum, odată cu noua directivă, care să se ocupe doar de aceste proceduri. Teoretic, va fi un personal la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, însă, ca să: Apelez efectiv la procedură, tot la practicienii în insolvență a, ajungi. Deci, ești informat de către, de către stat la nivel informativ, iar ulterior, ca să poți accesa tot la practicieni, ajungi. În momentul în care un practician în insolvență ajunge, este solicitat, de fapt, de societatea respectivă a, pentru o anumită consultanță, da, să constate în ce stadiu și cât de grav este stadiul în care este ce poate să decidă mai departe? Știm de insolvență când există clar niște etape, da? când anumiți creditori sunt prioritari la plată și așa mai departe. Ce poate decide aici uh, practicianul în insolvență pentru a restructura cumva societatea? -ă, practicianul în insolvență nu decide, el propune Administratorului societății, așa cum bine. Doar are, că fiind ai specialist, clar cumva știe să îndrume spre căile Sigur, potrivite. Trebuie să vadă în ce stadiu este societatea și care sunt motivele pentru care a ajuns în dificultate. Și, în funcție de, de acest factori, va propune fie un acord de restructurare concordat preventiv, care concordatul preventiv exista are un exista și până acum, nu? Exista și până acum, însă a fost modificat substanțial pentru că s-a dovedit a fi ineficient. Marele avantaj al concordatului preventiv este că duce la suspendarea executărilor silite, deci asigură un respiro pe moment societății. Sau sigur, dacă constată practicianul insolvență că societatea este în stare de insolvență, propune deschiderea procedurii, pentru că asta este o obligație. În momentul în care ești în stare de insolvență, ești obligat potrivit legii să-ți deschizi procedura. Părere personală. Ce vă face să credeți, de exemplu, că oamenii vor apela la aceste proceduri de preinsolvență mai mult decât au apelat la concordatul preventiv? Acolo unde știm foarte bine că se îndreaptă către zero apelul? Eu cred că o să apeleze pentru că s-a eficientizat această procedură, condițiile pentru a putea fi accesată și votată de creditori cred, uh, au fost făcute mai suple tocmai ca să poată fi efectiv folosită în practică, pentru că în forma anterioară erau niște condiții care duceau practic la imposibilitatea implementării ei. Însă a fost făcut o procedură mai, mai suplă și care probabil va fi folosită mult mai des în practică. Să știți că eu mai selectez și dintre întrebările care au venit de la telespectatori și cineva ne întreba în concret care este diferența dintre preinsolvență și insolvență și aici clar se referă tot așa la stabilirea gradului de pericol în care se află firma. Exact. Pentru că și în preinsolvență, constați că nu poți să-ți plătești anumite datorii. În insolvență, când ajungi, clar, e mult mai grav, probabil, dar tot acolo te raportezi. Da. Diferența principală este dată de definiție. Adică, insolvența este definită clar. În momentul în care ai datorii scadente, mai vechi de 60 de zile și nu ai suficiente disponibilități bănești să le plătești, ești în stare de insolvență. Ori preinsolvența este definită ca o stare de dificultate în care societate societatea, dificultate dată de o împrejurare care este temporară, dar care amenință să conducă la Uh, imposibilitatea plăților. Iar această dificultate și factorii care o determină trebuie uh, constatate de către un practician în insolvență. Deci, practic, această directivă face trimitere doar la starea de insolvență, cumva, nu și la partea de faliment. Deci, dacă, de exemplu, constați că firma respectivă este aproape de faliment, și asta constată bănuiesc, tot uh, un specialist. Da? Care, în urma unor cercetări, aduce niște cifre în față. Dacă e foarte aproape de faliment, nu mai poți apela la aceste proceduri sau devine ineficiente? Devin ineficiente. Că tocmai asta a fost dezideratul. Dacă se apelează prea târziu procedurile devin ineficiente și tocmai asta a fost ideea să fie o restructurare timpurie. În ceea ce privește falimentul, nu, nu s-a modificat nimic nici prin directivă și nici prin legea de implementare la nivel național. Această directivă funcționează și în alte state? Nu-i așa? Deja. Sau cum e comparativ cu timpul la care am reușit noi să o implementăm față de celelalte state europene? Cum funcționează acolo, dacă aveți cunoștință, să facem niște comparații, totuși chiar dacă unele sisteme juridice, sigur, sunt mult diferite de sigur. al nostru? Sigur. Ca orice directivă, la nivelul Uniunii, era obligatoriu ca fiecare țară membră să o implementeze. Așa cum am arătat, era termenul inițial 17 iulie 2021, cu posibilitatea de prelungire, marea majoritate a țărilor, la fel ca și România, au implementat-o exact în acel termen limită adițional 17 iulie 2022. Având în vedere că a fost implementată și la nivelul celorlalte țări destul de recent, deja nu se poate cristaliza o practică să vedem dacă a funcționat mai bine în anumite țări decât în altele. În schimb, informarea cu privire la toate aceste posibilități, ar fi de dorit. Cum s-a făcut ea în viziunea dumneavoastră până în acest moment? Dacă e să vă raportați la cazurile pe care le aveți dumneavoastră în rândul societăților comerciale, bănuiesc că totuși în preasla aceasta se mai cunoaște despre introducerea acestei directive, dar cred că vă confruntați în continuare și cu surpriza de a nu ști poate efectiv ce înseamnă să apelez la aceste proceduri. Sigur. Cu privire la directivă, într-adevăr, ea a fost cunoscută doar la nivelul profesioniștilor și a fost prezentată în diverse uh, conferințe. Însă, odată ce a fost implementată anul acesta, tot acei profesioniști, avocații, practicieni în insolvență, contabili și organele lor uh, profesionale au încercat să Popularizeze aceste proceduri prin diverse canale de comunicare specifice, media, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Firmele au și avocații lor, da? Până la urmă, că e o practică. Da. Uh, avocatul poate și el, la rândul lui, să constate niște probleme, nu știu, analizând uh, alte spețe pentru care este solicitat de către firma respective și să îndrume societatea către astfel de, de proceduri, adică pentru a nu se ajunge la procese mult mai greoaie, cu creditori nemulțumiți că nu și-au încasat banii? Absolut și este chiar de dorit în contextul în care constat că ai de-a face cu o grămadă de executări silite pe care se confruntă societatea. Este clar uh, necesar să, să îndrumi administratorul către un practician în insolvență care să identifice exact care sunt Cauzele economice care au adus la acea problemă și ca să-i identifice și potențiale soluții. Vi se pare, și asta să o facem ca și o concluzie, că mai avem puțin timp la dispoziție, că sistemul este pregătit pentru schimbarea vechilor obiceiuri? Eu am tot marjat aproape la toate întrebările pe faptul că omul este obișnuit într-un anume fel. Omul știe și societatea comercială știe când are probleme. Intră în insolvență, încearcă reorganizarea judiciară, să nu ajungă la faliment. Cam asta e drumul. E pregătit sistemul, totuși, să preîntâmpine? Pentru că noi, cu prevenția, discutăm în oricare emisiune, pe orice domeniu, cât este de importantă. Și asta e tot un soi de prevenție. Eu cred că numai timpul ne poate răspunde la întrebarea asta, dar cu siguranță, cu cât uh, este. Făcută mai multă publicitate, cu, at cu cât mai multe uh, persoane află despre aceste posibilități, cu siguranță șansele să și acceseze sunt mult mai mari. Și de asemenea și la nivelul organelor profesionale se încearcă să se specializeze cât mai mult în practicienii în insolvență și pe astfel de proceduri. Vă mulțumesc, domnule avocat, pentru că ați fost astăzi alături de noi și ne ați oferit aceste informații și rolul emisiunii Legal 100% este acesta, unul dintre roluri și sperăm că am contribuit astăzi măcar într-o mică parte la informarea celor interesați cu privire la această posibilitate. Vă aștept cu drag și altă dată. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine!